Pe Ștefan l-am cunoscut ca interpret și am început colaborarea cu el în spectacolul Să îmbrăcăm pe cei goi de la De Pirandello, de la Teatrul Mic. Am avut acest impact puternic care pe urmă a continuat cu multe spectacole, cu Maestru și Margareta, cu un spectacol după un text ale Caterinei Ocruiu, cu, în sfârșit, cu mai multe spectacole. Ultima noastră colaborare a fost cu Fuga la Teatrul de Comedie. A fost nu numai interpretul preferat atâția ani, dar și un foarte, foarte bun prieten. Îmi e foarte greu să vorbesc despre el, deși m-am distanțat de evenimentul solemn la care a participat toată lumea. Eu n-am vrut să particip, pentru că nu mi-l pot închipui nici pe el, nici pe alții care mi-au fost dragi. Inert, solemn. Oameni care au fost atât de plini de viață și alături de care am făcut atâtea lucruri. Hai să le numim lucruri, de fapt, evenimente importante pentru viața noastră. Îmi amintesc când a venit pentru Să îmbrăcăm pe cei goi. Era îmbrăcat de Lia Manțoc într-un costum al copilăriei și cu un fular foarte lung, negru, și avea un baston în mână. Și cu bastonul ăla se purta cu Valeria Secciu, care juca partenera lui, ca și cum o cerceta, o căuta, de fapt, cu bastonul ăsta, o atingea, o scula chiar. Bastonul devenise chiar un obiect sexual. Și legătura dintre ei ca parteneri a început într-o formă chiar violentă cu acest spectacol. A urmat Maestru și Margareta, unde scenele dintre ei, scenele de dragoste, vreau să spun, erau atât de fantastice, depășeau nivelul obișnuit al unor scene de dragoste. Dacă vă amintiți, aveam niște piroane înfipte în pereți pe care ei se urcau și de fapt făceau dragoste pe pereți, înfășurați într-o pungă. Aveam o scenă foarte simplă în care îi mâncau cartof fierți pe primus, o scenă care întotdeauna primea aplauze. Era atât de simplă și în același timp atât de impresionantă. Și mai era o scenă între ei doi când treceau prin portița turnantă și se învârteau cu portița asta. Costumele lor, le păstrez fotografiile de atunci, erau tot de Lia Manțoc îmbrăcați. Erau negre într-un spațiu alb de cor, care însemna casa de sănătate, pot să-i spun. De fapt, ne aflam cu toții într-o astfel de casă atunci. Și erau ca două ieroglife negre pe acești pereți albi. Ea avea o pălărioară ascuțită, el ca de obicei pălăria. În palgășul negru, foarte simplu. El mai avea și costumul de internat în acest spațiu, care era de culoarea pereților. Și mai avea și lipsa costumului atunci când juca Ioșua Hamăzărâi, Iisus, în scena crucificării.
era aproape gol, cu pânză în jurul șoldurilor. Și când era atât de impresionant, am văzut un interviu la televiziune cu el, când își amintea cum îl aruncau vărăți de apă pe el, indiferent de faptul că era iarnă, că era frig. Și el niciodată nu a renunțat la această formă de tortură, de fapt, la acest ritual. Pe urmă, a fost Cerul Înstelat deasupra noastră de Caterina Oprou, o piesă în doi, un fel de a acuza, de fapt, o viață conjugală foarte chinuitoare pentru cei doi protagoniști, în care erau atât de adevărați de parcă erau în viața lor personală. Valisecea a fost o mare parteneră a lui Ștefan, s-au înțeles extraordinar și cuplul lor a dăinuit câțiva ani pe scena Teatrului Mic. Erau extrem de sudați, pot spune, de legați unul de celălalt pe scenă, câteodată insuportabil. Țin minte că o prietenă mi-a spus că nu înțelege cum am putut să fiu așa de rea și să arăt pe scenă asemenea situații care se petrec între doi oameni. Dar nu era doar asta, era viața așa cum este ea și fiecare dintre ei a adus ceva din experiența lui pe scenă. Ultimul spectacol cu Ștefan l-am făcut la Teatru de Comedie, Fuga de Bulgakov, tot de Bulgakov ca și maestru și Margareta, în care el făcea un rol fabulos. Țin minte că Vali a venit în sală și a spus că Ștefan trage după el spectacolul ca pe o hlamidă, ca pe o uriașă pelerină în care intră toate personajele și pe care el o poartă înainte. Nu pot să nu-mi amintesc chiar cu spaimă de lucrurile astea, de situațiile astea. El era fantastic acolo, juca un singur teatru de păpuși, chiar în buza scenei, cu spectatorii, și ca spectator, dar și ca oameni cărora le făcea o confesiune, ce însemna cariera lui de artist pentru el. Și era o scenă foarte impresionantă pentru toată lumea. Era atât de sincer, de altfel, el când intra pe scenă se izola într-un fel de aureolă, de clopot. Țin minte că la Maestru și Margareta venea multă vreme înainte de spectacol, chiar cu două ore, se așeza undeva într-un colț al scenei, acolo unde se de obicei suflărul. Și medita, se concentra și medita. Luase lecții de meditație de la Miriam Răducan și se concentra așa de tare încât atunci când intra în rol, nu mai era Ștefan, era personajul acela. Despre el, acasă, aici în București, o casă care aproape că nu era a lui, era mai mult a Mihaelului, soția lui, pentru că toate tablourile, tonița și toate lucrurile din ea erau ceva care nu-i aparțineau, spunea el câteodată. Și de foarte multe ori în ultimii ani, la țară, acolo, la Gruiu, unde stăteam la o masă în curte, sub un copac. Și fie că depăneam amintiri din spectacole, fie că vorbeam despre teatru, despre viață, pentru noi teatru însemna viață, nu însemna ceva care era făcut, ci ceva care era trăit pentru fiecare dintre noi.
nu știu ce să vă spun, decât că n-am putut să mă duc să-l văd inert și solemn. Nu pot să mi-l imaginez decât trăind această viață a teatrului cu toată ființa lui. Sunt nenumărate momentele pe care mi le aduc, pe care le retrăiesc acum. N-am putut să mă duc din cauza lui nici la Mihaela când s-a întâmplat cu ea același lucru. Pentru că ea era prea legată de el și a vrut să fie așa și în moarte. Sper să fie împreună, pentru că nici eu nu putea trăi fără ea, într-un fel. Și cred că sunt, nu știu dacă fericit e cuvântul potrivit sau mulțumesc, dar cred că sunt împreună, cred că sunt așa cum au vrut.